va aproba procesul verbal de la ședința din data trecută, după care domnul președinte de ședință va citi ordinea de zi și vom intra în ordinea de zi cu ceea ce avem de discutat. Toți ați primit convocările, vă mulțumesc pentru participare. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal ale ședințelor din 29 iulie și 10 iulie 2017, domnul consilier, vă rog frumos să dați citit ordinea. În prima citire? Da. Având în vedere dispoziția primară, vă sunteți convocați la ședința de ordinare a Consiliului Local al Comunei Pădurești, care va avea loc luni 31-7-2017, ora 9.30, în sala de ședințe a Consiliului Local Pădurești, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2017, inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic pentru obiectivul investițional, extindere de rețea electrică și de iluminat, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, strada Ieremia Movilă, sat Nicoreș, comuna Pădurești, de Bacău. Inițiator, primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic pentru obiectivul investițional, extindere rețea electrică și de iluminat alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici pe strada Trandafirilor, satul nou, comuna Pădurești, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei. Și 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pădurești și structurilor subordonate Consiliului Local. Inițiator primarul Comunei și 5 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumim frumos. Trecem la punctul al ordinei de zi, respectiv proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2016, conform referatelor de specialitate, precum și a raportului doamnei Negri Nicoleta, se propune completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2016 cu următoarele puncte. Punctul 56, două mouse-uri pentru compartimentele din aparat. Punctul 57, mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice, iluminat, de aprindere, 102 puncte de aprindere, separator tripolar de exterior, transformator de putere, cadru cu siguranță de tip SFN, cutie de distribuție, o bucată, toate acestea sunt pentru organizarea evenimentului. Este echipamentul de la lucrare, extindere, rețea electrică de iluminat public pe Petru Rareș. Sunt niște echipamente care n-au intrat în licitație și le vom achiziționa noi separat, iar vom oferi celor care vor câștiga licitația. Le vom oferi. Categoric. Trebuie să acolo, da. Bună ziua. Punctul 58, cărțile de istorie, punctul 59, coroane, 60 candele, 61 ghirlande tricolore, 62 diplome aniversare, 63 invitații, punctul 64, stegulețe, 65 panglică tricoloră, 66 steaguri mari, 67 apă plată. La capitolul 3 se introduce punctul 16, respectiv lucrări de nivelare, barastrare și tasare drum de acces la monumentele Vânătorului de Munte și Caporal Constantin Mușat de pe dealul Coșna din comuna Pădurești, cu o distanță de circa 2 km. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Aici au fost punctele 6, 60, 60, dar sunt bucăți diferite, nu sunt 60 de bucăți. Deci în unanimitate, da? Știți că avem centenarul și avem nevoie de unele produse pentru că nu avem cum să ne desfășurăm activitatea dacă nu avem. De asta am și propus coroane. În alți ani cumpărau elevii. Ei, nu o să mai cumpere elevii, acum este acțiunea primăriei, a primăriilor, a celor trei primării, Târgu Ocnea,
Slănic și Părgărești, așa că și noi trebuie să avem o contribuție anume, este în interesul comunității noastre. Și vorba de coroane, candele, ghirlande, ce le vom folosi atunci acolo. Da? Ce putem recupera, pe urmă le vom pune aici în fața primăriei. Ca să știți ceea ce aprobați. Da, punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului tehnic pentru obiectivul investițional extindere rețea electrică și de iluminat public, alimentare cu energie electrică la consumatorii casnici, strada Ieremia Movilă, sat Nicolești, comuna Părgărești, județul Bacău. Se aprobă indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru obiectivul investițional extindere rețea electrică și de iluminat alimentare cu energie electrică la consumatorii casnici, strada Ieremia Movilă, sat Nicorești, comuna Părgărești, județul Bacău, după cum urmează. Valoarea totală a investiției este de 62.996,83 lei cu TVA. Valoarea fără TVA, 52.938,51 de lei, din care ce plusiem 33.384,16 lei cu TVA. Toate aceste sume au fost calculate la o valoare a cursului euro în luna iunie de 4,55 lei. Aici este vorba de extinderea de pe strada Trandafirilor. Noi am mers, nu chiar paralel, pentru că... Asta e Ieremia Movilă. Ieremia Movilă, da. Ieremia Movilă de pe Nicorești și urmează și strada Trandafirilor. Noi am mers cu documentația, nu chiar paralel cu cea cu Petru Rareș și asta o mai întârziat. Urmează să facem și această lucrare, să vedem dacă reușim anul ăsta, dacă nu la anul. Dar documentația trebuia făcută. Da, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic pentru obiectivul investițional extindere rețelei electrică și de iluminat, alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici, strada Trandafirilor, satul nou, comuna Părgărești, județul Bacău. Valoarea totală a proiectului este 96.190,60 lei cu TVA și fără TVA 80.832,43 lei, din care ce plusem 66.894,76 lei. Totul calculat la cursul euro în luna iunie de 4,55 lei. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Părgărești și structurilor subordonate Consiliului Local. Vreți să vorbim dumneavoastră ceva despre... Păi, deci, cum să prezentați fiecare parte, nu? Păi nu, le-am dat, dar ședința de comisie, da, dacă mai au alte întrebări ca să pună, pot să le pună fără niciun fel de problemă. Deci, conform legii 153/2017, noua lege a salarizării, se stabilește indemnizația primarului, care are un coeficient conform anexei 9 din această lege de 4,5, la suma de 6.525 pentru consilierii locali. Aceștia vor beneficia de 10% din indemnizația primarului pentru maxim 3 ședințe, respectiv suma de 652 lei. Indemnizația viceprimarului are coeficient 3,5 și se ridică la suma de 5.075 lei. Având în vedere că, potrivit acestei legi, valoarea salariilor este restricționată de valoarea indemnizației viceprimarului, ținând cont de grilele transmise de sindicatul SEDLEX, unde angajații primăriei sunt membri, în urma negocierii care s-a făcut între împuternicitul SEDLEX-ului, respectiv mi-au trimis împuternicire mie ca să reprezint angajații, doamna primar, s-au stabilit salariile
salariile tuturor angajaților din cadrul aparatului de specialitate și a serviciilor subordonate Consiliului Local, conform zilelor și normelor stabilite de legea 153. Ce putem să vă spunem este că toate salariile, în afară de două salarii, de trei, de fapt, de trei salarii, toate salariile au crescut aproape dublu. Salariile mici au crescut. E vorba de salariile de bază. Da. Noi că aprobăm în Consiliul Local salarii de bază. A noi, da. Dublu. Există? Nu înseamnă 30 de milioane, cel mai mic. Ba nu, dublu. Ba nu, aproape dublu. E vorba... Domnul Dorboș, dacă vreți, eu vă aduc ca să vedeți. Da? Deci nu calculați salariul brut. Nu, da? Nu. Salariile de bază. Salariile de bază. Da, deci chiar... 14.500 sau 17.20, nu? Da, la 20. Păi nu, dar oricum au crescut foarte mult. De atunci 100% e dublat. Nu, s-a aplicat un coeficient pentru fiecare. Pentru că legea unică de salarizare spune acolo. Pentru fiecare comunitate în parte se stabilește... Dar eu am specificat, nu... Diferă de la comună la comună. E funcție, e funcție de localității. Gradul localității, număr de populație. Nu putem să avem același salarii cu o comună care are 10.000 de locuitori. Noi avem între 3 și 5.000. Trebuie să ne încadrăm în cheltuielile bugetare. Și în cheltuielile bugetare și într-un... Bine, coeficienții care au fost propuși de sindicat. Așa că... Asta fac o paranteză. Motivate. Să știți că soția dumneavoastră salariul ei de bază era 900 și atâta era salariul de bază, care rotunjit a fost 1450, pentru că legea ți impune ca să-i dai minimul pe economie. Iar acum are... Iar acum are, nu, dar eu vă zic ca să vedeți totuși că are 2103. Eu am vrut ca să vă spun. Dacă, deci, eu de-aia v-am și zis, sunt care au mai mult de dublu. Da. 2100 și cât am zis. Salar de bază. Salar de bază. Da, deci aia am zis. Da. Doamna, vorbeați cu cineva acolo, nu știu cu cine. Spuneți, ca să auzim și noi, că am văzut că ați conversat. Ați conversat cu... Ce anume, să știm și noi ce să ne spuneți, ca să putem să vă răspundem. Sunt nemulțumiți, sunt, spune, suntem aici pentru a aproba salariile, nu? Fiecare să-și spună cum vă zic. Da, eu am asistat la discuția din nou. Sincer, acum, n-am comentat, dar se pare că încă se mai zice o politică de reciclă contra. Eu cred că ar trebui să-i lăsăm toate culorile politice la ușă. Și aici să conlucrăm pentru bunul mers al comunei. Deci lăsăm toate intrigile astea la o parte și să conlucrăm. Dacă nu faci, de ce nu faci? Dacă faci, e scump, că e așa. Eu cred că, de mult ce se face, și toate astea se aprobă în Consiliu. Haideți să lăsăm o dată. Că de asta ar fi bine și știi cum? Știi? Noi vorbim și... Deci nu acuz pe nimeni. Eu nu acuz pe nimeni, vorbesc la modul general. Da. Deci să lăsăm toate astea la ușă. Odată ce se aprobă, odată ce aprobă, sunt de acord. Da. Nu? Sincer. Deci nu. Eu cred că... Asta a fost înainte de a începe ședința. Da. Deci haideți să conlucrăm, să fim cu toții pe aceeași unde. Nu și are rost. Doamna Bogdan, rezolvăm cu drumul până pe 10 august, ce ziceți? Da, acum vroiam să vă prezint o parte, cred că știți toți, nu? Eu tot am discutat despre evenimentul de pe Coșna, care va fi, nu? Avem aici invitațiile către dumneavoastră, vă rog, doamna... Avem un program de activități, știți că suntem trei primării care, pe data de 9-10-11, vom face acele activități de comemorare a
eroilor din 1916-17. Se pleacă simultan de la Pârgărești către Coșna, de la Târgu Ocna primărie către Măgura și de la Slănic către Cireșoaia. Sigur că și noi suntem prinși, nu e o activitate pe care o dorește primărița. Este, sigur că îmi doresc, nu e nimic de zis. Dar nu că eu, vedeți, dragă Doamne, acum am niște bani pe care vreau să-i cheltui pe nu știu ce evenimente culturale. Nu. Dar trebuie să facem treaba asta. Și atunci, nici noi nu putem să ne dăm deoparte. Și sigur că presupune cheltuiel, presupune efort, stres, de toate. O să vă citesc programul, ca să vă dați seama de ceea ce se va întâmpla. Va fi plecarea de la ora 9 către Coșna. Vă vom aștepta pe platou, sus, acolo unde e Monumentul Vânătorilor de Munte. Noi încercăm să facem drumul. Am înțeles, au fost discuțiile acelea. Sigur că trebuia să prindem în planul de achiziții acum, înainte de eveniment, nu după ce facem drumul. Am fost cu domnul Cornel de la Saralin, am fost sus ca să reparăm monumentele și categoric nu se poate urca. Noi trebuie să punem la dispoziție drumul. Vin 50 de militari de la două batalioane, de la două unități militare, de la Vânători de Munte, de la Miercurea Ciuc și de la Vatra Dornei, nu ne putem face de râs. Plus autoritățile, județene, naționale poate, că încă nu știm, confirmările vor veni pe data de 5. Până pe data de 5 ne vor confirma invitații. La fel și nouă, la fel și la Târgu Ocna, la fel și la... O să vină reprezentanți din fiecare instituție, nu o să poată să fie prefectul și aici și acolo, o să fie reprezentanți din fiecare instituție. Vor fi vreo 50 de militari, sigur, vreo 50 de invitați, vreo 100 de copii și plus cetățenii. Da. Și în frunte cu consilierii locali. Așa văd eu, trebuie să fim acolo toți. Să fim uniți, cum au fost eroii noștri și au luptat pentru libertatea noastră, așa trebuie să ne unim și noi forțele și să facem o activitate frumoasă, plăcută și să comemorăm eroii așa cum se cade, nu? La 10 va începe activitatea propriu-zisă sus. Cu drumul, iar revin la drum. Am discutat și cu președintele Consiliului Județean și cu domnul vicepreședinte Marius. Eu am făcut o adresă către Consiliul Județean prin care am solicitat sprijinul prin demararea lucrărilor la drum. Pentru că dumneavoastră știți câți bani am primit noi pentru drumuri. Nu o să ne ajungă pentru că ne-am apucat și de alte drumuri locale. Categoric. Am zis, dacă este o activitate națională, județeană și locală, poate reușim să prindem niște fonduri. Deci și mi-au spus, în urma adresei noastre, în urma solicitării noastre, a trimis la guvern, așteptăm să dea guvernul o hotărâre de guvern și să ne se repartizeze o sumă de. Am înțeles că s-a zvonit un miliard. Nu știm oameni buni cât ne dă. Că ne dă 10.000 de lei, că ne dă un miliard, o să vedem. Noi trebuie să justificăm în spate, pentru că noi nu putem să cheltuim așa. Nu a fost. Asta a fost. Nu a fost paralizarea care se poate. Nu de coș. Nu de coș. Nici n-am amintit de coș. Deci nu. Este nu, eu am auzit de un miliard și s-a zvonit de un miliard, într-adevăr. S-a întrebat cât o costa balastrarea și asta drumul. Deci, nu știm. Încă nu știm balastrarea cât ne-o costa, pentru că, sigur, că noi avem un pontaj acolo pe care îl face domnul Viciu, urmărește lucrările și o să vedem, încă nu am plătit nimic, încă n-am făcut situațiile de lucrări, pentru că continuăm. Continuăm încă, nu e. Iar ca să mă întorc înapoi acolo la discuțiile dumneavoastră, noi avem un contract cu domnul Nicu Țăntaru, am crezut eu că e mai bine așa. Dacă noi am avut cei 2000 de metri cub de balastru, la ce să cumpărăm balastru, oameni buni, dacă tot am scos? Balastru a fost gratuit, a fost numai transportul, da? Am zis, domnule, eu vreau un concasator, să concasăm, să punem balastru, pentru că tot aici au fost discuții, doamne, puneți bolovanii aia mari. Uite că n-am pus bolovanii cei mari. I-am concasat și am pus pe drum. Sigur că sunt și mulțumiți și nemulțumiți, pentru că niciodată, nici într-o familie nu putem să mulțumim pe toată lumea, nu? Așa că, nu știu, mai mult de atâta. Urmează să facem asfaltarea și atunci cred că veți fi mulțumiți, dar în anii următori nu se poate. Nu se poate. Nu, bă, na. Eu n-am fost înainte, dumneavoastră știți ce e bine ce a fost. Nu vreau, vreau să fim o echipă, vreau să lucrăm. Numai. Nici o problemă. Ne susține și domnul Marius. Vedeți-vă de treabă. Nu e nicio discuție între mine și dânsul. S-a clarificat problemele. Eu nu vreau să avem partid. De ce se aruncă?
aruncă întotdeauna mare smarșa. În primul rând să fie transparență și să nu fie acuzat tot tipul domnul Mare. Știe domnul Nicu ce vorbește pe Facebook. Bine, nu știu. Dar nu momentul să vorbim. Păi da, nu așa de mine și de copii, nu știu, mai zai. Dar de ce? Domnul Renier, dumneavoastră, sunteți cam revoltat, eu știu de ce sunteți revoltat. Dar aici suntem în ședință. Domnul Emil, stați să vă lăsați vorbi. Domnul Emil, se vede că dumneavoastră sunteți foarte interesat de lucrurile dumneavoastră proprii în Consiliul Local. Nu. Dați așa să vă explic. Ați avut nevoie de cămin, v-a interesat căminul din satul nou, extraordinar. Fiul dumneavoastră se căsătorește. Deci dumneavoastră nu sunteți în interesul comunității, sunteți în interesul personal. Nu, nu. Șanțul dumneavoastră la satul nou, tot așa ați venit și ați vorbit în continuu să vă faceți șanț la terenul dumneavoastră. Încercați să fiți în folosul comunității, nu pentru lucrurile dumneavoastră proprii. Și gata, cu asta am încheiat. Haideți să revenim la ordinea asta. Dumneavoastră nu mai am ce discuta altceva. Astea sunt adevărurile. Care dor. Dar el cum ameniți? Eu nu doresc. Noi suntem aici pentru comunitate, pentru interesele proprii. Ok? S-a discutat de prima ședință că nu mai vreau să mai fie reproșul. Nu că Marius așa, nu este nici reproș. Ați vehiculat niște sume care nici nu este, lucrarea nici nu este luată încă. Nu s-a terminat lucrarea și voi vehiculați niște sume. Și eu am zis, doamna primar, că față de înainte, deci eu am văzut eu cu ochii mei că s-au aruncat lopata, s-a aruncat balastul pe stradă, e ceva mai bine acum că se concasează. Atât am zis. Altceva n-am zis nimic. Dumneavoastră v-ați inflamat și ați continuat. Atât. Vorbiți pe rând, unul peste altul. Hai să fim civilizați. Da. Pentru că ne vede întreaga comunitate și întreaga... Da. Toți care doresc poate să ne vadă acum. Nu vreau discuții, nu vreau centru. Până acum a fost bine, acum nu... V-am adus la cunoștință. Relația mea cu domnul vicepreședinte este una foarte bună acum. Că au fost, sigur că da, se mai întâmplă, asta e roata vieții. Azi unul aici, mâine dincolo suntem. Dar am încercat să nu mai fie conflicte nici între mine, nici între dânsul, nici între dumneavoastră și între noi aici, sau între dumneavoastră. Pentru că treaba merge bine dacă suntem înțeleși. Eu nu cred că noi, eu primar și viceprimar, vi s-a ascuns ceva, a făcut o lucrare fără să știe Consiliul Local. Cred că a fost destul de deschisă și vi-am adus la cunoștință orice s-a întâmplat în primărie. Dacă vreți alte lămuriri, sigur, vă stau la dispoziție. Aici sunt 24 din 24 în comună. Eu nu plec din comună, sunt aici, doar mă duc la ședință la Bacău și mă întorc, atâta. În rest sunt în comunitate, doar ați văzut. Și zile, și sâmbătă, și duminică. Nu se pune problema. Mi-am asumat această funcție, vreau să o duc la capăt bine și cu rezultate. Atâta. Și rezultatele încep să vină. V-am adus la cunoștință și data trecută. Deja avem 3 proiecte într-un an de zile depuse. Sigur că nu sunt proiecte mari. Dacă aveam ce să depun, depuneam și proiecte mai mari. Dar sunt destul de bune. Adică ne laudă cei din afară și noi aici între noi, nu numai lauda, dar ne-am spătut totuși. Eu și cu echipa mea, cu funcționarii mei de aici, cu dumneavoastră, cu aprobările. De asta v-am invitat mereu la ședințele extraordinare și vă voi mai invita și luna asta iar la o ședință extraordinară. Pentru că știți bine, prin PNDL am un proiect depus. A fost cea mai fericită zi când am aflat că am câștigat prin PNDL proiectul. Așa, un proiect frumos. Micuț, cât se poate, față de alte comunități unde s-au pus 12 proiecte și s-au luat 6 proiecte. Atât am avut, atât am putut, atât am făcut și am primit finanțare. Acum trebuie să ne punem la treabă, să facem studiile, să facem proiectul tehnic, ca până la sfârșitul lui august să mă duc cu lucrarea la București, la Ministerul Dezvoltării. Vreau să fiu printre fruntașii comune, printre fruntași, să depunem. Cum depunem, așa ne dă banii. Dacă noi întârziem lucrările aici, categoric, o să întârziem și o să pierdem finanțarea. Ce vrem? Vrem finanțare! Fonduri europene! 4 miliarde, cât este acolo? 100.000 de euro. Pentru noi, comunitatea, este destul de mult. Și vom face reabilitarea și modernizarea iluminatului public. Acum facem extinderea la rețeaua. Vedeți că doar nu stăm pe loc. Iar cu balastrarea, am crezut eu. Eu am vrut. Și eu ceea ce vreau și fac. Și sigur, cu sprijinul dumneavoastră. Dacă am avut acel balastru, am zis, nu, domnule, de ce să cumpăr eu balastru de la alții dacă eu pot să-l fac pe ăsta și să-l pun pe drumurile noastre? Și am zis, la oră, am solicitat cele mai mici tarife. Concasator nu a avut domnul Țântaru, nici domnul
Cornel, pentru că știți că eu am o deviză. De ce să nu facem lucrările cu cei din comunitate? Pentru că rămân banii în comunitate. Ei vin, ne plătesc taxe și impozite, nu? Așa că banii iau oameni din comunitate. Le-am spus, muncitorii dumneavoastră să fie din comunitate, să le oferim un loc de muncă. Concasator n-a avut omul. Doamnă, nu am cum să cumpăr concasator. O închiriat la rândul dânsului cu 250 lei ora. Am negociat și eu și el cu persoana care a avut concasatorul. Bun de excavator, 90 de lei ora. Uitați-vă și dumneavoastră pe site-uri, ce prețuri sunt. Autobasculanta, 90 de lei ora. Excavator, 100 de lei ora. Cilindru compactor, 100 de lei ora. Am zis, domnule, dacă timpul e bun, faci treabă, câte ore ai făcut? 4 ore? Păi 4 ore te plătesc. Nu știu de unde s-a vehiculat suma asta. Încă nici eu nu știu ce sumă vom plăti, pentru că noi plătim la oră. Nu. Facem și noi pontaj, face și el pontaj. Pe urmă ne confruntăm și sigur că da, pentru că eu mi-am părpelea. Nu vreau să îmbogățesc nici pe altul, dar nici să mă sărăcesc pe mine. Și nu vreau să vină curtea de conturi și să-mi impută niște lucrări. Chiar nu doresc. Așa. Să vă spun despre activitatea din de pe 10 august. Doresc din tot sufletul. Cred că și dumneavoastră doriți din tot sufletul. Este o acțiune unică. 100 de ani n-o să mai fie. Peste 100 de ani n-o să mai fim nici noi. Așa că trebuie să ne sprijiniți, pentru că nu se poate. Eu mă uitam și ieri că am avut mirul Bahna. Ce acțiune frumoasă a fost. Ce frumos a fost. Nu domnul Bani. Dar dacă este un organizator bun, ei, un om, doi, nu putem să organizăm, pentru că este o acțiune destul de mare. V-am zis, 50 de militari, 50 de oficialități, 100 de copii, plus 102 de cetățeni, pentru că deja ne întreabă când este activitatea, este luna august, vin foarte mulți acasă, e foarte bine, pentru că în comunitatea noastră nu au fost așa evenimente și haideți, fraților, să profităm de ocazie. Și dumneavoastră în frunte cu mine acolo, să fim acolo, să facem o activitate frumoasă. Nu vă vreau numai prezenți în ziua respectivă, vă vreau alături de mine, în sensul că haideți, doamna primar, uite, eu gândesc așa, orice propunere, orice se supune la vot, la fel, cum votăm aici, o idee, veniți pentru că am nevoie, pentru că nu dorm nici noaptea, mă gândesc. Băi, cum să facem? Să fie bine să nu ne facem de rușine comunitatea. În primul rând asta doresc, nu pe mine, comunitatea. Deci pe 10 ne vom afla pe platou sus, primim delegații, instalarea gărzilor, am vorbit de două corturi la unitățile militare pentru că m-am gândit așa. E foarte cald. Dar dacă plouă. Deci oricum avem nevoie de undeva să ne adăpostim. Vreau să le fie la oameni răi. Vom face un punct de... Da, trebuie și un punct să avem acolo de prim ajutor. Sunt multe probleme pe care poate dacă ce ne scapă, veniți cu ideile că vi le luăm în seamă. O pubelă ceva trebuie dus acolo. Da, sunt multe, da, sunt foarte multe. Plus, am fost sus acolo, așa-i românul nostru, așa-i omul nostru, e o mizerie acolo. S-au dus care cum au putut, sticle, au făcut focul, l-au lăsat acolo. Avem nevoie și de forță de muncă, pentru că avem câțiva la ajutorul social, săracii îi folosim și la drumuri, îi folosim. Să știți că sunt folosiți pentru banii care îi primesc, chiar lucrează mai mult decât primesc. Sunt folosiți. Nu prea iertăm noi așa, vedeți-vă de treabă. Așa, deci la ora vor veni invitații, întâmpinarea oficialităților la 10, între 10 și 10 intonarea imnurilor naționale, are Austrie, Germanie, Federația Rusiei, Ungarie, Franța și România. Vor fi 6 state, avem nevoie, vor veni poate, nu știu acum dacă vor ajunge și la noi, ambasadori, dacă nu, va fi pe 11 la Târgu Ocna, închiderea. Și atunci acolo sigur vor fi. Acum nu știu pe Coșna câți ori să ne vină, dar v-am zis, sunt mare cam cuvântul de bun venit din partea primăriei Pârgăleș și Târgu Ocna. Momentul de reculegere, slujba de pomenire, toți preoții noștri romano-catolici și preotul ortodox plus de la protăteria Onești vor veni, vor face acele procesiuni care se fac în memoria eroilor, în memoria celor dispăruți. Sigur, alocuțiuni, discuțiile care vor
vor fi din partea reprezentanților curtelor, eroilor, comandanții de batalioane, domnul colonel, profităm de ocazie că avem și noi un domn colonel în rezervă, va ține și dânsul un discurs, știe foarte bine situația, ce s-a întâmplat în acele vremuri și va prezenta profesorii de istorie, va fi un montaj cu copiii, o serbare cu poezii patriotice și cântece. Militarii vor face o reconstituire a trupei. Aici nu știu ce va fi, dar vom vedea. Vom mâna niște diplome. Aici cei de la Târgu Ocna fac și niște plachete și medalii, dar noi, credeți-mă, nici nu am reușit, pentru că na, fondurile sunt limitate. Vom da doar niște diplome. Depunere de coroane va fi și sus la monumentul vânătorilor de lupte, după care vom coborâ și la Bușar, după care va fi pomana creștinească. Aici credeți-mă că sunt așa, vreau idei, vreau propuneri, vreau, că trebuie să facem, asta e cursul. Sponsor de la agenții economici? Am discutat și cu agenții economici. Deja am avut o întrunire, o întâlnire săptămâna trecută cu agenții economici, cu preoții din comunitate. Sigur că ne-am înțeles și fiecare și-au, n-am trasat eu, fiecare și-au luat sarcina pe care o are, că doar cine sunt eu să dau sarcini cuiva, dar au înțeles fiecare cam și care-i rolul. Da, și da. Avem nevoie de sonorizare, mi-a promis părintele de la Bacna și chiar ieri am și ascultat și am și văzut și ce sonorizare are și m-am bucurat și am mai furat câteva idei de cum a fost cum a fost organizată acțiunea de acolo și sigur că am furat niște idei de acolo de la dânsul și o să le punem în aplicare privind donarea. Da. Eu știu, primirea, să fie ceva acolo, că nu o să ne ducem acolo și vom... Chiar vă cer sprijinul, trebuie să veniți acolo, să... Am comandat stegulețe, am comandat ghirlande. Să sperăm că va fi bine. O să iați. Sigur, după ce va fi pomana creștinească aici, o să ne mai gândim. Am discutat cu agenții economici. Rămâne să ne întâlnim pe data de 7. Au timp de gândire și dânsii și toți ceilalți șefi de instituții locale. Și vom vedea, încă suntem aici cu, să vedem ce vom face, pentru că e și că poate e cald, poate plouă, poate nu știm. Ne-am uitat noi pe net și am văzut, vremea se spune că va fi bună, dar o să știi că într-o oră te întoarce. Da. Vom continua cu procesiunea, da, Caporal Mușat și poate la Nicorești, la monument. Ideea era să mergem la fiecare monument, dar am revenit asupra acestui lucru pentru că am zis o parte din cetățeni vor rămâne sus. N-are cum, n-avem cum să plecăm cu toți, da. 500 poate da. O să fim, să plecăm cu toții și vom rămâne numai la cele două monumente. Dacă vremea va fi rea, atunci vom coborâ la monumentul de la Nicorești. Seara, între ora 22 și 24, vor reveni militarii. Vor relua traseul, pe unde a fost războiul la acel moment, sigur, tot, pe traseul Nicorești, toată Coșna, cu făclii în mână. Mă gândesc că am discutat cu agenții economici. Poate vom avea și niște lampioane, niște urări. Da. Ca să se încheie un eveniment frumos, 100 de ani. Eroii noștri au luptat pentru noi, ca noi să fim liberi și să putem discuta azi aici. Toți am avut și avem strămoși care au luptat pe Coșna. Așa că vă rog, puneți și sufletul, că eu pun tot sufletul în activitatea asta. Deci cam asta ar fi. Acum, da, dacă dumneavoastră vreți alte, sigur că pe 11 continuă încheierea la Târgu Ocna. Ne adunăm acolo toți primarii, cetățenii care doresc și va fi încheierea la Târgu Ocna. Acum, aștept idei, propuneri. Da. Nimic nu-i bătut în cuie. Mai putem umbla și la activități, mai putem umbla și la... Iar drumul de săptămâna asta vom începe, de ce am zis? Făcând acea solicitare, domnul președinte și domnul vicepreședinte au luat în considerare, o trimis la guvern, mi-a spus așa, doamnă, nu se bate din palme, dar așteptăm să se dea hotărârile de guvern, iar
să vedem ce sumă va fi repartizată. Dar dacă va fi sau nu va fi, noi trebuie să facem drumul. Avem balastru. De săptămâna asta de miercuri, domnul Cornel, am vorbit deja cu el, pentru că cu el am fost și am trasat drumul ca pe unde, ca să putem să urcăm câtuși de puțin cu mașini. Avem nevoie. Cei care aveți 4x4, o să fie nevoie de oameni mai în vârstă de duși, de părinții dumneavoastră, de frații dumneavoastră care vor să meargă acolo. Și noi încercăm să facem drumul să putem urca cu orice mașină. Dar acum vom vedea. Vom vedea. Vă rog, puteți să-mi spuneți orice, că eu notez și dacă e, mai putem corecta. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Agenții economici ne-au promis că ne vor ajuta, să avem mai multe, să nu rămânem în de rușine cu sonorizarea acolo. Noi trebuie să ne pregătim. Pe 9, noi deja trebuie să facem o repetiție, să vedem cum. Foarte bine, foarte bine. Iau unul și dă 35, să fie acolo și rezervă. Și are vreo baterie de mașină și nu e zgomă, nu nimic, nu... Păi asta e, ca să nu fie nici zgomă, să ne auzim acolo, când e cum... Este... Cred că toți ați fost sus pe platou, nu? Pe coș, n-ați fost? N-ați fost? N-am fost. Wow, ce frumos e, ce frumos se vede toată valea Trotușului. E extraordinar. Noi nici nu știm ce avem aici, în coasta noastră. Trebuie să organizați și cum. E foarte... Și agenda se poate comasa, nu, se poate comasa, e adevărat. Se poate comasa, dar să vreau cum este acum. Închipuiți-vă că dacă acțiunea asta ne va ieși așa cum ne dorim, așa cum cred că, am zis ne dorim, gândind că doriți și dumneavoastră, categoric că după aceea vom implementa. Cam fiecare an, într-o zi, din luna august, când ne vin prietenii cu metri, nu știu ce, și noi aici, e vară, e frumos să avem și noi o zi pentru comunitatea noastră. Da, tot depinde de drum. Dacă nu e accesibil, nici nu se pune. Păi, trebuie să-l facem. Păi, ce inventor sună acum? După ce ieșim, eu sun mai degrabă așa. Care inventor de 5 kW și de 3 am în cumpăr? Foarte bine. Bun, da, orice. Eu m-am spus simplu, m-am aranjat, văzut, spate, nu spate, nu. Da, că... Oricum, dacă nu este și generator, trebuie să fie vorba. Bine, o să fii pregătiți cu mai multe generatoare, sigur, așa. Ideea acolo, eu știu, o bere, să fie un crocodil acolo. Aia și aduc. Fiecare și aduce. Fiecare și aduce, dar după ce se va încheia, toată acțiunea. În urmă puteți să rămâneți, să așteptați acolo seara militari, n-avem nimic împotrivă. Dar totul în limita bunului simț. Nu ne ducem cu trai sau cu rachiu, că nu... Nu merge. Nu merge acolo. Ori cistim eroi, ori nu... O, după aia poate să cintească eroi, după... Da. Trebuie mâncare. Este totul de animale, trebuie să... Avem pisat să-și lege câini în cazile alea. Să le iau cu de acolo. Ciobanii să schimbe ruta în ziua respectivă. Masa nu a fi suportat de uitare, să facem. Nu. Nu. Masa care va fi suportată de către noi, masa praznicală, pomenei, din ziua respectivă. Nu, dimineața, seara, ei sunt cazați militari la Târgu Ocna, dar pentru ziua, prânzul acela trebuie să o asigurăm noi. Da. Deci iată încă o... Da. O să vină doar consilierii. Da, păi chiar, să nu vă... De aia v-am și dat și acele invitații, să știți. Pentru data de 10, faceți în așa fel. E frumos pentru... Pentru toată lumea, să fim toți acolo. Suntem o mână de oameni, reprezentăm comunitatea, trebuie să fim acolo. Veniți.
Dacă vă văd acolo, sigur, îmi crește moralul și îmi pierd emoțiile. Că uite că am o echipă cu care pot colabora, lucra, nu? Da. Începusem și cu proiectele. V-am zis că am depus dosarul pentru proiectul, pentru dotare cămin cultural Nicorești. Uite acum dacă era bine că aveam costume populare și îmbrăcam. Dar chiar doresc și cei care vor veni și dați zvonul mai departe, doresc cât mai multă lume în costum național. Adică, ce înseamnă? Noi nu avem foarte multe costume naționale, dar o cămașă putem să avem, mai ales noi femeile. O ie acolo, să fie ceva aparte față de... Și bărbații, nu e nicio problemă. Am depus proiectul la Gal Valea Trotușului pentru Buldu. Gal Valea Trotușului depune la AFIR. Sperăm să fim și mai mult ca sigur vom primi finanțare și v-am zis de acel proiect pe care mă pregătesc ca să-l depunem la PNDL. Cred că pentru un an de zile am zis noi că totuși am încercat. Ajung iar înapoi la balastrare drumul pe care le-am făcut în comună. Mai spuneți-ne unde trebuie, cum trebuie, ce mai trebuie. Suntem deschiși să... La cimitere, da, dar doresc să vă curățați șanțurile. Doresc, și am zis mereu pe Facebook, curățați-vă șanțurile înainte de a pune balastru, ca să putem să împingem acel pământ. Sigur. V-am zis, la fel zic. Primii trebuie să fim noi consilieri. Primarul, consilierii locali. Noi trebuie să fim exemplu pentru vecinul, vecina. Nu? Așa că punem în continuare cât avem concasat, că concasatorul a luat domnii, pentru că aveam nevoie în altă parte și cred că vom rămâne numai cu cât a concasat. Și restul vă punem pe drumurile unde sunt... Deja am luat? Da. Păi da. Și așa cu greu am reușit să găsim acest concasator, dar până la urmă bine că am găsit și să... Sau... Nu știu. Pus pe Facebook, că am dat destinația și Da, au avut nevoie în altă parte și au luat, da, omul... Ce e? Sunteți mai mult ca noi? Probabil. Nu știu. Sunteți mai mult ca noi? Nu știu. Probabil că da. Chiar nu știu. Au venit vineri și au luat tot ca să fie. Și nu se ceartă. Vedeți? Da. Dar au văzut că Părgăreștiu a făcut ce a zis? Hai, luăm și la Tărotuș, facem, avem balastru, hai să facem și noi. Na, asta e. Foarte bine. Da. Foarte bine. Da, aștept, propune. Cine nu se ceartă? Ea din Tărotuș? Ea să poate. Dar n-am precizat. N-am precizat. Ea să poate, nu se ceartă. Dar nu spune la Tărotuș. Da, spune la Tărotuș. Eu așa am dus pe Facebook, că n-am drogă. Ea ți-l-a trebuit drogă. Da. Nu se știe schimbă, deși multe de noi sunt. El de-aia e cu mașinul. Mai avem până la ați văzut că și la dumneavoastră consilierii s-a mărit procentul. Așa că să dea Dumnezeu să mergem bine înainte. Și o să am nevoie de dumneavoastră încă o dată pe luna august, la o ședință extraordinară pentru acel proiect pe care trebuie să-l depun la PNDL. Încă nu pot să vă spun data, pentru că săptămâna asta va veni proiectantul, voi trece prin toată comuna. Domnul Trifan, dumneavoastră știți cam așa. Am înțeles că sunt în jur de 400, cu 400 de lău, cred că punem în toată comuna, nu? Grafica să fie toate. Păi schimbă tot. Acum, dacă avem... Bine, o să luăm cu drumul județean, așa, și după aceea partenele principale, așa, și vom vedea că trebuie să facem proiectul și așa. Sunt și ceva sunt pe DJ-ul. Da. Ei, bine, vor fi lămpul, LED-uri și... Cine? Domnul consilier, spuneți, domnul... Mă deranjează de tot. Cine? Steagul de deasupra clădirii. Da, domnul? Da. S-a rupt steagul. Domnul meu. Păi, nu vreau să lasă așa. Stai așa, că deja, uite, azi ați aprobat. Dar e ușor. Azi ați aprobat. E pentru noi. Azi ați aprobat. Nu putem să cumpărăm orice, că nu scot banul din buzunar și mă duc la magazin și cumpăr. Așa că azi ați aprobat, steagurile vor fi cumpărate, un steag din ăla știți cât mai ajunge? 4 milioane. 4-5 milioane, depinde acum chiar în jur de 5 milioane, pentru că e o mărime mare. Acum vom schimba toate steagurile. De ce? De ce nu ne-am zis să fie toate noi aproape de eveniment, că va veni lumea? Să prelucreze un steag puțin mai... Da. Calitativ. Costă așa, aproape 5 milioane, vă închipuiți? Dacă aici...
Aici da. nu poți să urce fiecare. Este materialul mai calitate. Da, vom schimba și steagul, l-ați văzut, nu ține mult, 6 luni de zile și atât, din 6-6 luni aproape trebuie să schimbăm, pentru că asta este. Da, am luat la cunoștință domnul Ambrozie și vom face. Mai aveți ceva? De spus? De ridicat? Atunci închidem ședința, vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru aprobare și vă vreau lângă noi, alături, să fim acolo și să facem treburi bune pentru comunitate. Mulțumesc!